Din dorința de a ajuta studenții să-și contureze o imagine cât mai clară despre optometrie și de a participa la pregătirea lor practică în calitate de optometriști, Departamentul de Fizică a organizat o prezentare a aparaturii medicale, modalitățile de utilizare, dar și avantajele folosirii lentilelor de contact. Demonstrația de astăzi a fost realizată în cadrul proiectului O șansă pentru dezvoltare. Este un eveniment în cadrul unui proiect Interreg România-Bulgaria, O șansă la dezvoltare. Este o continuare a activităților care au avut deja loc în cadrul proiectului și anume în anul trecut, în cadrul acestui proiect, s-au desfășurat niște cursuri postuniversitare de optică și optometrie, iar în acest moment am contactat diferite firme care continuă acea activitate prin prezentări adresate acelor cursanți și studenților noștri. Vreau întâi să le fac un update asupra analizatorului vizual și cam tot ceea ce înseamnă aparatură modernă privind investigațiile acestuia. Iar astăzi vom discuta mai mult despre, într-adevăr, despre ce este nou în materie de optică a lentilelor de contact. Este foarte important să fim informați tot timpul cu privire la orice domeniu în care am putea lucra. Spre exemplu, optometria, care pentru noi fizicienii medicali reprezintă chiar o meserie de viitor. O să ni se prezinte anumite lentile, cum putem să le măsurăm și care este gradul lor de utilizare. În cadrul proiectului, tinerii participă la întâlniri cu angajatorii, târguri de joburi, vizite de studiu, concursuri, dar vor intra și într-un program de consiliere și orientare în carieră.